Adriana Bahmuțeanu a fost sinceră și a recunoscut că l-a iubit cu adevărat pe Silviu Prigoană. În același timp a dezvăluit și motivul pentru care nu le-a rezistat relația, și anume toxicitatea bărbatului. Eu l-am iubit sincer pe Silviu Prigoană, dar nu ne-am putut înțelege pentru că a fost un tipar toxic. Am mai vorbit despre narcisistul malign și că acest tip de narcisist nu reușește să creeze relații sănătoase în nicio aria vieții sale, ce este foarte trist, faptul că băieții mei au rămas orfani, iar frații mai mari ar trebui să înțeleagă că nu sunt părinții lor, tatăl lor, iar viitorul meu partener de viață, oricine ar fi el, poate suplini rolul de tată. Ca să înțeleagă oamenii un lucru, eu nu am voie să mă ating de un leu din ceea ce le rămâne copiilor mei de la tatăl lor decedat Silviu Prigoană. Nu știm încă ce le rămâne exact, nu știm dacă le rămâne ceva sau nu, dar se pare că totuși ar putea să le rămână ceva din acea casă sau din alte bunuri pe care nu le-am identificat, dar le va identifica notarul în cel mai scurt timp. Eu, ca tutore, ca mamă și reprezentant legal, nu pot decât să semnez împreună cu autoritatea tutelară că administrez. Am grijă de averea minorilor până ce aceștia devin majori, dar nu am voie să iau un leu de acolo. Dacă aș face asta, aș intra la pușcărie în secunda 3. De aceea se numește în aceste cazuri și un reprezentant al statului care să vadă dacă nu cumva eu înstrăinez vreun bun, fac vreo manevră bancară și așa mai departe. Nu ai voie decât să le conservi aceste bunuri și ei la 18 ani să decidă cum fac. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.